Au trecut doar 2 luni de la momentul în care comediantul confirma divorțul de femeia cu care credea că își dorea să își petreacă tot restul vieții. Acum, confruntat cu o trădare dublă, a spus ce are pe suflet. Cătălin Bordea a răbufnit după ce Livia, fosta lui soție, s-a sărutat cu Spike. Pentru Bordea, evenimentele din ultimele luni au schimbat complet viața și planurile de viitor. Comediantul a fost nevoit să accepte că mariajul său a ajuns la final și că el și Livia pornesc pe drumuri separate. Cei doi au ales să păstreze tăcerea și să nu ofere detalii despre motivele separării, însă în spațiul public au circulat zvonuri despre o presupusă relație extraconjugală a brunetei. Acum teoria pare să fie confirmată de imaginile publicate recent în presă. Livia a fost surprinsă în ipostaze tandre alături de un nou partener. Nu este vorba despre un bărbat misterios, o persoană care să fie apărut recent în viața ei, ci despre Spike, unul dintre prietenii apropiați a lui Bordea, cel care le-a fost chiar cavaler de onoare la nuntă. Cei doi au fost fotografiați sărutându-se în mașina cântărețului. Având în vedere că este aventura lor, răspunsurile sunt la ei doi, a spus Cătălin Bordea.